Muzeul Apei din Timișoara a găzduit două evenimente, sâmbătă, 30 martie, care s-au suprapus armonios și au încântat pe participanți. La ora 12 a avut loc vernisajul expoziției de pictură cu titlul Evoluție, al tinerei artiste Caliop Libar, care a susținut și un scurt recital de pian. Expoziția poate fi vizitată până în data de 20 martie, intrarea fiind liberă. Turul ghidat al Muzeului de Apă a început la ora 13 cu titlul Cei trei care au schimbat vest. Turul a avut ca scop evidențierea celor trei personalități marcante ale începutului secolului 20. Aceștia au schimbat prin realizările lor profesionale chipul Timișoarei, transformând-o în mica Vienă. Cei prezenți s-au bucurat de evocarea celor trei personalități și de vizitarea propriu-zisă a muzeului. Cei dornici de a vizita Muzeul Apei din Timișoara, administrat de Aquatimp, sunt așteptați cu mare drag.